Marcu, capitolul 12. De la versetul 1. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Și zice așa, un om a sădit o vie. Am prejmuit-o cu un gard. Vă rog să fiți atenți la toate detaliile a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a închiriat-o unor vieri și a plecat din țară. Când a venit vremea luardelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii ăștia care au luat închirie via, au pus mâna pe el l-au bătut pe cel care a fost trimis și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Ar trimis iarăși la ei un alt rob, ei l-au rănit la cap și l-au bat jocorit. Am mai trimis pe un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut. Auziți aici, pe alții i-au omorât mai avea un singur fiu, fiul prea iubit. De data asta vorbim de fiu, nu vorbim despre trimiși, mesageri, robi. Avea fiul prea iubit, singurului fiu, pe care l-a trimis și pe el, la ei, la acești vieri. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, uite, moștenitorul, veniți să-l omorâm, și moștenirea va fi a noastră. Și-au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat-o plafară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierea aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidare au ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-L prindă, dar se temeau de mulțime, de norod. Pricepusere că împotriva lor susese suspirul de aceasta și l-au lăsat și au plecat. Nu e așa că e trist? Tot ce avem bun în lumea aceasta am primit de la Dumnezeu. Dar știți cum? După versetul care spune Din El, prin El și tot pentru El. Sunt toate lucrurile. Pentru El sunt toate lucrurile. Acum oamenii consideră că nu e așa. De aia se duc în lume, se duc la oraș și își fac un trai, încep să clădească pentru ei, dacă prind un pic gustul de bani, încep să facă din ce în ce mai mulți bani și clădești și fac și după ce au, spun, eu am muncit, e al meu, eu am făcut totul. Dar Biblia zice altceva, toate lucrurile sunt din El, de la Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru El. Și am fost în Spania, la, acolo am fost invitat și după evangelizarea respectivă, după programul respectiv, era unul acolo bogat, care a mers de multă vreme din România și a construit și a făcut tot ce și a făcut. Și cu câteva ore înainte să prind avionul, să, să vină înapoi în țară, am stat la povești cu el. Și el spunea printre altele, ce Dumnezeu? Că eu am făcut cu mâinile mele. Zice, eu am făcut totul cu mâinile mele. Și era foarte ferm pe poziția lui. Eu m-am trezit dimineața, eu m-am dus, eu am făcut și am început o listă așa. Și și i-am spus, bun, cine a dat comanda să te trezești? Dimineața, când sunt atâția oameni care mor, rămân în pat, nu se mai ridică. Dar să presupunem că nu mori. Totuși, cine a dat comanda să te ridici din pat? Dacă nu Dumnezeu, atunci cine? Știți de unde știu că e doar Dumnezeu cel care dă comanda? Pentru că sunt mulți oameni care dacă ar avea ei comanda s-ar ridica singuri și n-ar mai muri, corect? E logic. Dar l-am întrebat o altă întrebare. Ok, te-ai trezit, dar cum îmi explici că ai putut să te ridici în picioare și să mergi și ai avut putere să muncești. Când alții sunt bolnavi și au injecții și stau la operații și stau pe pat și ar vrea să se deplaseze 10 metri până la biserică sau 100 de metri și nu are cine să-i ducă. Și toate lucrurile pe care le-ai făcut în viață, cine crezi că ți-a permis să le faci? Când de fapt, nu numai că Dumnezeu îngăduie tot, tot ce e bun e permis de Dumnezeu, să ai viață, să ai sănătate. Dar tot ce ți se întâmplă rău vine de la dracu. El vrea de dimineață până seara să fii o epavă, să te duci pe apa sâmbătei, să devii corupt, să devii mincinos, să furi, să mai furi o sută de lei de la serviciu sau un parchet sau nu știu ce care unde lucrează sau să iei ceva. El vrea să te pervertească în așa fel încât să nu mai poți apela niciodată la Dumnezeu pentru că vrea să te simți vinovat. Și niciodată nu calculăm că El face răul. Totdeauna dăm vina pe Dumnezeu. De deci ce a lăsat Dumnezeu așa? Dumnezeu a lăsat la îndemâna ta, ți-a dat liber arbitru ca tu să faci tot ce vrei cu viața ta. Cel ce face rău se numește diavolul. Vă rog să țineți minte că asta e fraza pe care vreau să vă spun. Diavolul niciodată nu poate să facă rău decât dacă tu îi permiți. În Biblie zice asta. Toate acțiunile noastre care sunt greșite sunt date de faptul că i-am permis diavolului să intre la noi sub o formă sau alta. O singură minciunică, mică, cât ar fi ea de nesemnată, jumătate de adevăr. Orice formă de, de, de neascultare de Dumnezeu este de fapt o ușă deschisă pentru Satana. Și atunci facem lucruri pe care n-am fi vrut să le facem. Și vă rog să fiți foarte atenți. Am făcut un lucru, au trecut un an, 2, 3, 5, am scăpat și după 7, 8 ani de zile, 10 ani, chiar și după 20, vine efectul și nu știm de ce suntem nefericiți când noi știm clar că n-am făcut nimic. Da, n-ai făcut nimic acum, dar ai făcut atunci. Și după Biblie, dacă Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul, trebuie să plătești aici pentru fiecare păcat, ca să nu plătești la judecată. Așa scrie în Biblie. Evreii au primit mesageri din partea lui Dumnezeu tot timpul și le-au zis, eu v-am înfiat, eu v-am protejat din toate neamurile. Eu ți-am dat tot ce ți-am dat, eu am făcut să strălucească peste tine numele meu și să, să, să le fie la toate popoarele teamă de tine. Eu am făcut ca slava mea să fie peste tine, zice la un moment dat, că a locuit printre ei prinde de slavă. Evanghelia după Ion. Și zice, în toate lucrurile am căutat ca tu să fii deosebit, să fii strălucit. Și vreau să vă spun ceva ce are copilul lui Dumnezeu și nu are lumea. Tainele, pe care Dumnezeu le are despre mântuirea sufletului, despre tot ce se întâmplă sub soare, tainele împărăției, tainele lucrurilor care, care zice Dumnezeu că nu le-a descoperit căpetenilor, fruntașilor uh, acestei lumi. Că dacă ar fi știut, dacă ar fi înțeles tainele astea, nu l- ar fi răstignit pe Iisus, zice la un moment dat. Dar pentru că n-au știut cine-i Domnul de aia, și aici vă spun că noi care suntem oameni simpli, venim din culturi diferite, unul de la casa de copii, altul vine de la țară, noi ne-a dat Dumnezeu să înțelegem cine e Hristosul, cine e fiul lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră considerați că ăsta e lucru mic, ascultați-mă. Nu e lucru mic, că de aia zice pilda uh, cu, cu N-ai cum să pui să primești ceva și să nu aduci rod. Despre asta e vorba aici. Dumnezeu ți-a dat multe, și darul și posibilitatea să înțelegi, dar cel mai mare lucru pe care ți l-a dat, te-a făcut să înțelegi cine e Dumnezeu. Cine e Hristosul? Ce înseamnă să fii salvat din iad și să fii dus în rai? Asta înseamnă mântuire. Ce înseamnă să ierți, să fii iertat? Ce înseamnă sângele lui Isus Hristos? Sângele lui Isus Hristos este mijlocul prin care dracii nu au acces la noi. Este mijlocul prin care noi suntem iertați de păcate. Sângele lui Isus Hristos reprezintă soluția finală pentru oameni, dar oamenii nu știu asta și totuși noi știm astea. Cum explicați asta? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut darul ăsta și acum cu darurile astea pe care noi le-am primit, noi am zis, hai să mergem la biserică, de la, 6 la, de la 5 la 8, de la 6 la 8, facem programe, cântăm și nu știu ce. Dar de fapt aici vorbește despre altceva. Dumnezeu le tot trimite mesagerii la evrei. Fiecare profet care vorbea din partea lui Dumnezeu era ucis. Cei care știți un pic de Biblie știți povestea. Și au omorât toți profeții, unul câte unul, zice, mulți alții a trimis. Și la un moment dat a fost pauză. Până la venirea singurului fiu. A trimis pe singurului fiu ca și o soluție finală. Ce au făcut cu el? Zice, e fiul meu, o să-l primească cu slavă, așa se gândea el cu respect, cu cinste. Și n-a fost așa. Deloc. Știți cum a fost? Că l-am primit pe Iisus, vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun, l-am primit pe Iisus de ani de zile. Cel puțin o dată am auzit toți despre Iisus. Toți am auzit măcar o singură dată în viață că trebuie să ne pocăim. Ce înseamnă să ne pocăim? Să ne lăsăm de rele. Punct. Să înlocuim dracii cu Dumnezeu să înlocuim întunericul cu lumină. Asta e pocăința de fapt. Să-ți înnoiești mintea, să o lași transformată de la firesc la divin. Adică nimeni nu poate să trăiască în împărăția lui Dumnezeu dacă împărăția lui Dumnezeu nu a ajuns înăuntru lui, cum spune Scriptura. În mintea ta, acolo e inima. Iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Zice Domnul, eu nu locuiesc în lucruri făcute de mâini omenești, cum cred mulți că la, domnii la biserică. E adevărat că e aici din cauza noastră, la doi sau trei. Dar vă spun și voi ce le-am zis la toți. Eu am venit cu Domnul de acasă. Domnul era cu mine în apartament acolo. Domnul a venit cu voi, cu unii dintre voi care ați venit cu el de acasă. Domnul nu locuiește aici. Când plecăm de aici, o clădire. Atât. Zice, Domnul locuiește în inima noastră, dacă îl primim. Și atunci vă întreb așa, cum credeți dumneavoastră că se simte Dumnezeu să-L băgăm într-o cutiuță de genul ăsta și să zicem, Doamne, ne întâlnim cu tine duminica viitoare? Nu e asta o insultă? Când Dumnezeu vrea să locuiască cu noi permanent, 24 din 24, să ne facă viața mai ușoară, să ne facă sufletul mai ușor, să ne dea liniște, zice că El este Domnul Păcii, unde Iisus înseamnă că e și pace, dacă n-ai pace e pentru că nu e Iisus? Pentru că l-ai lăsat la biserică, unde? Acolo, la ortodox, la baptiști, la unde mai merg oamenii acum. Isus nu vrea să stea într-o clădire și chiar El a spus, eu nu locuiesc în lucruri făcute de mâini omenești, eu nu stau în piatră, în lemn, în aur, în lucruri pe care voi considerați că eu aș putea să stau. Și zice, eu stau cu sufletul zdrobit, cu inima mâhnită. Zice textul la un moment dat, dar vierea ce au zis între ei, versetul 7, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și zice așa, au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Aparent nu zice nimic textul ăsta. Hai să vă spun ce înseamnă, au pus mâna pe el și l-au omorât. Și zice final la final, i-au aruncat trupul afară din vie. Înseamnă că a venit, după cum îi e dreptul, să-l reprezinte pe Dumnezeu și zice la un moment dat, chiar el să zice, eu n-am venit să fac voia mea, ci am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Și zice că voia celui ce m-a trimis este ca oricine vede pe Dumnezeu, așa scrie în Biblie, să nu piară, Adică, cu alte cuvinte, am venit să fac voia lui Dumnezeu, și anume să fac pe oameni să vadă pe Dumnezeu, ca ei să nu mai piară. Fiecare neascultare, fiecare răzvrătire, când Dumnezeu zice să nu minți și tu minți, practic, l-ai omorât încă o dată pe cruce. Toți spunem că evreii l-au omorât pe cruce, nu vă zic eu. Ori de câte ori facem orice lucru nepotrivit cu voia lui Dumnezeu, facem zadarnică moartea și învierea lui Hristos. Sângele lui Isus Hristos. El a murit pentru iertarea păcatelor noastre și sângele Lui are valoare să ierte păcatele, atâta timp cât acceptăm să fim iertați, dar fără pocăință, facem zădatnic sângele acesta. Și ce înseamnă pocăință? Pocăință nu înseamnă să te duci la pocăiți, pocăință înseamnă să schimbi minciuna cu neminciună, cu adevărul. Pocăință înseamnă dacă n-ai iertat să ierți, că zice Biblia la un moment dat, vă rog să fiți atenți, și ne iartă nouă greșelile noastre atât cât iertăm greșiților noștri, nici mai mult, nici mai puțin. Asta e rugăciunea dumnească. Toți ortodoxi, toți catolici, toți uh, uh, luați și și religii, baptiști, toți se roagă rugăciunea asta. Dacă ați ști ce ne rugăm, ne-am băgat în pământ de frică. Să iertăm greșiților noștri, că altfel Dumnezeu nu ne iartă decât cât le iertăm. Asta spune rugăciunea aia. De ei nu știu. Pentru că dacă ar citi măcar o dată însemnătatea cuvintelor și-ar da seama că e obligatoriu să ierți. Ori de câte ori nu ierți, îl faci pe Hristos să fie mort, înseamnă să-l elimini din sistemul tău de valori, din principiile tale, din mintea ta, din inima ta, înseamnă să-i întorci spatele. Și vreau să vă traduc un picuț chestia asta, așa se explică oamenii care au ură pe alți oameni. Așa se explică creștini de toate formele, indiferent de religia lor, care nu se pot împăca cu alții, care nu pot să treacă peste anumite lucruri. Așa se explică minciuna constantă de 10-20 de ani de zile. Așa se explică multe păcate din viața noastră. Este pentru simplu fapt că l-am dat afară pe Iisus din locul care îi se cuvinea cel mai tare din inima ta. El nu locuiește nicăieri decât în sufletele noastre. Dar oamenii nu știu asta, pentru că ei știu că trebuie să mergem la biserică să fim cu Domnul. Poate că biserica, ca și instituția, a greșit că i-a învățat pe toți aici și casa Domnului. Nu e adevărat, eu sunt casa Domnului, așa scrie în Biblie. Eu, fratele, fratele și noi doi, trei, când ne adunăm, pentru cei doi sau trei vine și Domnul. Acolo se formează într-adevăr o adunare, nu biserica. Biserica ești tu în fiecare zi acasă. Ce înseamnă biserică? Zice așa, versetul 10, oare n-a citit lucrul acesta din Scriptură? Zice așa, piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului și intenționat am vrut să vă explic asta. Ce înseamnă piatra lepădată? Foarte mulți nu știu. Știți stilul ăla de poduri cu arcadă? Arhitectură. Erau podurile făcute din piatră. Acum imaginați-vă că pietrele stau cumva oblic, toate. Și singurul mod în care ele au capacitatea să steie, toate, în forma aia care formează bolta aia, se sprijină pe o singură piatră. Piatra care e pusă în capul unghiului. Pe ea stau toate celelalte pietre. Dacă aia nu îi, podul nu ține. Așa se construiau înainte podurile și toate pilderele din Biblie sunt date cu lucruri din lumea noastră. Adică se face asociere sau referire la lucruri care sunt din lumea noastră. În ochii lui Dumnezeu, Biserica înseamnă, zice, la un moment dat, expresia pietre vii. Așa scrie în scriptură. Asta e Biserica lui Hristos. Pietre vii. El e capul și restul pietrelor se rezeamă pe ea. Sau o altă traducere mai simplă este trupul lui Hristos, în care El e capul, același lucru, și restul smodulare nu există fără cap, trup. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că foarte mulți dintre noi suntem nefericiți, crezând că putem să trăim fără Isus, dar noi l-am lepădat și nu mai avem susținere, nu mai avem fundație, nu mai avem nimic, pentru că El, Isus este fundația. Dacă nu ai clădit pe El, pe principii sănătoase, pe Scriptură, viața ta este o epavă, o ruină, poți să te minți cât vrei. Credem că, știți ce nu luăm în calcul? Că zice că în Împărăția Lui Dumnezeu nu intră nimic din și spurcat. Apocalipsa 21, versetul 27. Nimic în tina și spurcat nu, iese, nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește, auziți, în spurcăciune și în minciună. Și ce înseamnă să trăiești în minciună? Nu înseamnă să minți pe altcineva, înseamnă să faci nedreptate cuvântului lui Dumnezeu. Înseamnă să-l calci cu bună știință. Înseamnă să vezi pe aproapele tău urât. Înseamnă să minți pe aproapele tău. Înseamnă să faci orice formă de neascultare. Zice, nimic în tine, nu va intra. Dar noi nu calculăm asta. Noi zice, a, merge și așa, mergem la biserică, mai facem o rugăciune. Dumnezeu ne iartă, ascultă, te iartă dacă te lași de El. Și de ce ne aducem rod? Pentru că noi nu suntem unde trebuie. Pentru că suntem, pilda asta este despre lăcomie că ni s-a dat împrumut pentru binele nostru. Și noi luăm ca și cum ni se cuvine, asta spune perioada asta, ca și cum ar fi al nostru. Încercăm să-l eliminăm pe cel care ne-a dat ce ne-a dat din toate sistemele noastre de valori, din toate principiile noastre. Și în același timp spunem Domnul Mare, Domnul Bun. Și de aici vine blestemul peste noi. Când luăm numele Domnului în deșert și vorbim ca și cum Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu n-ar avea autoritate și ca și cum Dumnezeu n-ar face dreptate niciodată. Și aici vine frumusețea, și o să închei în felul acesta, că tot ce am primit, am primit de la El, prin El și pentru slavă lui Dumnezeu. Vă rog să țineți minte încheierea acestui pasaj. Cu gândul să aducem roade. Pentru că vine o zi, cum spune pasajul, când va trimite. Ca să ne ceară din roade. Zice, a trimis pe primul lui rob să ia din roade. A mai trimis încă unul, încă unul, profeți după profeți, învățători după învățători. Pe Adi Griga l-a trimis de câteva ore aici, a trimis pe alții de câteva ore aici. Cu gândul că tu vei înțelege că tot ce ai, ai de la Dumnezeu, că îi se datorează lui Dumnezeu și cum zicea fratele la început, că trebuie să-i aduci toată cinstea și toată onarea, să te lui cu tot ce ai, cu tot... deci aduce supurile voastre ca o jerfă vie și plăcută de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta, trupurile voastre? Tot ce e în tine trebuie să fie al lui Dumnezeu, ca să fie binecuvântat. Dar zice, l-au dat afară. Și vine Dumnezeu să zică, și vă întreb eu așa în final o întrebare, când te duci în groapă, cât ai iubit pe cei de lângă tine? Cât ai făcut pentru ei, pentru că ai iubit înseamnă să faci? Nimeni nu iubește pe cineva fără să facă ceva cât te-ai pus la dispoziția celorlalți. Pentru că n-ai cum să te pui la dispoziția celorlalți, pentru că tot timpul trăim într-o lume în care fiecare e pentru el. Eu să am, eu să-mi fac mie să-mi fie bine, să am casa mai mare, să am mai mult decât ce are celălalt și așa mai departe. Ei, iubirea lui Dumnezeu te cheamă să faci pentru tine, dar zice la fel să faci pentru cel de lângă tine ca pentru tine. Să-l iubești exact ca și cum te iubești pe tine. Prin asta vor ști că sunteți ucenicii mei. Știți cum vine roada? Când eu îți vai de capul meu un șans, bețiv, sau în toate felurile, și tu atât de tare mă iubești, pentru că Domnul m-a iubit mai întâi. Încât te pui și te apleci după mine și ai răbdare, oricât aș fi de dificil, să mă câștigi. Acum ce drept? Tu te pui la dispoziția celorlalți ca să-i câștigi, dar Domnul îi câștigă. E drept? Și atunci, o să închei spunându-vă ăsta e finalul, fraților, stimați invitați. Și dacă vreți, și dacă nu vreți, ăsta e finalul. Este ultima strigare. Și de unde știu? Pentru că pasajul se termină în felul următor. A trimis profeții, a trimis mesagerii și la un moment dat l-a trimis pe fiul său. După ce l-au omorât pe fiul său, spune, te rog să afișezi versetul și o să încheiem cu asta. 9. Nu mai e nimeni acolo? A, bă, da. Zice așa, acum ce va face stăpânul viei? Se referă la Domnul. Auziți aici ce zice, va veni, va nimici pe cei care au primit și s-au comportat ca și nu ne se cuvine. Și zice, va lua de la ei și va da altora. Asta e pilda talantului. Știți? Un a primit unul, trei, cinci, depinde cât și care nu a făcut nimic, lui l luat și l-a la altul. Totdeauna e aceeași poveste, că Dumnezeu vine să-și ceară dreptul. Pomul fără rod, îi tăiat și aruncat în foc, chiar dacă sunt numit pom, pocăit, creștin sau ce așa. Dacă nu are roade, e ars. Asta spune Biblia. Deci, stimați frați și surori, stimați invitați, vă invit la roade. Vă invit la o dragoste fără prefăcătorie. Vă invit la o acceptare a celor din jur. Și cel mai tare vă invit să vă faceți, să vă încheiați făcătările cu Domnul. Și de ce? Că poate zici că ești creștin, dar n-ai făcut nimic pentru ceilalți. Asta te descalifică ca și creștin. Nu este o opțiune cum credem noi. Asta dovedește cel mai mult ceea ce suntem. După fapte, nu? Se cunoaște. După rod se cunoaște pomul bun. Cui trebuie un pom care nu are mere? te duci treci pe lângă pomul ăla, nu mai poți de sete, ți poftă să mănânci și nu poți să iei un măr, dar el e verde. Și îți faci speranțe de la un kilometru, de la 900 de metri, îți faci speranțe că o să prinzi un măr când îl vezi cât e de frumos și mare și falnic. Dar el ce a făcut? S-a hrănit lângă de la alții. Și a ținut totul pentru el, de aia e verde, verde, verde. n-a dus niciun rod. Să nu-ți vină să iei securea, ba da. Și-l tai și-l arunci în foc. Asta e toată Biblia și toate pilderele se referă la asta. Smăchinul blestemat spune exact același lucru, pentru că n-a adus rost. Luați toate pildele dacă aveți o Biblie acasă să vedeți că spune același lucru. Zice că mlădița o curăță și toate lucrurile care nu sunt de folos, care e uscată, zice, o taie și o aruncă în foc. Luați numai din curiozitate să vedeți. Vă invit să trăiți ca pentru Domnul, frumos ca în timpul zilei. Nu luați în derâdere pocăință. Acum aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne iubește. Da, toată lumea știe asta de sute de ani se știe că Dumnezeu ne iubește. Dar nimeni nu mai predică că a te minți pe tine singur îți închide ușa spre împărăție. Am citit versetul din Apocalipsa. Nu poți să pretinzi că ești al lui Dumnezeu și să nu faci nimic, să n-ai roade.